Întâlnirea pe care am avut-o cu premierul și mai mulți miniștri și consilieri, am analizat situația în care ne aflăm din punct de vedere epidemiologic și al situației stării de urgență. Dați-mi voie să încep cu ceva legat de zilele care au trecut, weekendul de 1 mai. Am văzut cu toții că lucrurile au stat destul de bine și, trebuie să spun, sunt foarte mulțumit de felul în care oamenii au reacționat la apelul autorităților, au stat acasă și chiar dacă a fost 1 mai, nu am avut încălcări semnificative ale regulilor, deci lucrurile au decurs bine. Astăzi am analizat mai multe chestiuni și unele dintre deciziile pe care le-am luat cred că sunt de mare interes pentru publicul general. În primul rând, starea de urgență nu va fi prelungită. Nu voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgență și în acest fel, data de 14 mai este ultima zi în care mai avem stare de urgență. Începând din 15 mai, pentru a ține, evident, epidemia sub control, vom intra într-o așa numită stare de alertă. Deci starea de urgență va fi înlocuită prin stare de alertă. Această stare de alertă este prevăzută de legislația specifică care clarifică cum se acționează în situația unei epidemii și noi, clar, suntem, din păcate, încă într-o epidemie de COVID-19. Situația nu s-a îmbunătățit încă, deci nu vreau să apară impresia că epidemia a trecut și suntem într-o normalitate. Din păcate, epidemia nu a trecut. Ați observat cu siguranță din comunicările publice că am avut și astăzi iarăși peste 300 de persoane care au fost testate pozitiv și în acest fel nu putem să spunem că boala a trecut. Însă, la un moment dat, trebuie să mergem mai departe și acest mai departe se concretizează în forma de organizare trecând de la stare de urgență la stare de alertă. Acum, câteva lucruri totuși se schimbă, dar înainte să spun ce se relaxează, repet, epidemia nu a trecut, trebuie să fim foarte responsabili și trebuie să avem foarte mare grijă în continuare. În realitate, indiferent ce auziți la televizor, nu știe nimeni până când durează această epidemie și depinde de noi dacă aici, la noi, în România, o controlăm mai bine sau mai puțin bine. Eu îmi doresc foarte mult să o controlăm bine cu toți împreună, asta însemnând să respectăm indicațiile autorităților. În primul rând, după 15 mai, putem în principiu să ne mișcăm în interiorul localității unde avem treabă, dar este clar, nu e bine să exagerăm. Deplasările să se facă atunci când sunt necesare, dar nu va mai fi nevoie să declarăm în prealabil unde mergem. Este un prim pas important. Mulți mă întreabă și se întreabă, bun, și ce se întâmplă mai departe? Și vreau să spun din capul locului că așa numita relaxare se va face pas cu pas, un astfel de pas fiind de regulă cam de 2 săptămâni, deci unele măsuri le vom lua începând din 15 mai, dar următorul calup de măsuri de relaxare va veni probabil la începutul lui iunie, pe urmă la mijlocul lui iunie și așa mai departe. Acum, din 15 mai, vom avea, de exemplu, la dispoziție iarăși
saloanele de îngrijire personale, deci se vor redeschide saloanele de coafură, frizerie și așa mai departe. De asemenea, din 15 mai se vor redeschide cabinetele stomatologice, tot din 15 mai se vor redeschide muzeele, dar toate în condiții speciale de distanțare, în condiții speciale de igienă, cu toții, repet, și o să o mai repet de câteva ori, cu toții vom purta mască de protecție când suntem în spații publice închise, de asemenea când ne deplasăm cu transportul public în comun. Aceste lucruri rămân obligatorii. Măsurile de relaxare, de mișcare mai liberă, atenție, nu se aplică în localitățile care sunt în carantină. Deci acolo unde localitatea este declarată în carantină, această relaxare nu va avea loc decât atunci când ni se spune de la experți că pericolul este diminuat. Deplasările, în esență, vor fi restricționate pentru a pleca din localitate. Însă și aici sunt câteva excepții. Este voie să se plece din localitate, de exemplu, în interes de serviciu, pentru probleme medicale. Este posibil să se iasă, de exemplu, pentru sport individual, pentru mers cu bicicleta în afara localității sau altele. Deci sporturile individuale vor fi permise, atenție, individuale. Rămâne restricția că sunt interzise întâlnirile cu mai mult de 3 persoane. Asta se aplică, evident, și atunci când mergem să facem mișcare în aer liber. Este încă un aspect destul de important pe care l-aș menționa pe scurt, care se referă la sportivi. Sportivii de performanță vor putea, în condiții foarte speciale, care vor fi detaliate de specialiști, să înceapă cantonamentele, dar nu vor începe competițiile sportive decât după o perioadă suficient de lungă de pregătire. Deci, pentru, atenție, sportivii de performanță, bazele sportive nu se redeschid pentru amatori. Atenție, ca să nu fim greșit înțeleși. Deci, cantonamentele, dar numai în condiții speciale pentru profesioniști. În final, nu pot să nu menționez o temă pe care am adus-o în discuție săptămâna trecută și care a preocupat pe foarte mulți. Este chestiunea din Parlament care ține de autonomia teritoriului care este denumit în Transilvania Ținutul Secuiesc. Am făcut atunci niște afirmații și sper să fi fost bine înțeles. Eu nu am nici un fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară. Îi cunosc pe mulți, am avut mulți colegi, am în continuare colegi, îi respect. Marea majoritate sunt oameni de treabă harnici care își văd de ale lor. Problema pe care o am este cu politicienii, în special cu politicienii din PSD, care, culmea, au încercat să promoveze legislație care privește autonomia Ținutului Secuiesc. Este surprinzător și recunosc pentru mine și cred că pentru mulți dintre dumneavoastră supărător. Au încercat să se scoată PSD-iștii și după scurt timp au introdus legislația în Senat unde au picat-o. Dar iată că vin dovezi că nu a fost o chestiune singulară. Culmea, în Senat a trecut tot tacit o altă inițiativă a UDMR-ului, care practic se constituie într-un cod administrativ paralel cu cel existent deja, un fel de cod administrativ în varianta UDMR.
Acest cod administrativ introdus de UDMR în circuit parlamentar prevede, de exemplu, ce credeți, obligativitatea limbii maghiare în unele zone din Ardeal. De data aceasta, PSD-ul nu poate să spună că nu a știut, fiindcă această inițiativă a trecut prin comisiile Senatului, unde membrii PSD au votat pentru. Acum, probabil, după ce am arătat public ce se dorește iarăși din partea PSD-ului, vor găsi o formă să voteze împotriva și acestei legi. Însă, nu putem să ne facem că nu vedem cum PSD-ul este evident în situația de a promova anumite acte administrative, legi care vin să ducă la autonomia ținutului secuiesc. Ori așa ceva este pur și simplu neconstituțional și nu voi tolera apariția unor astfel de legi. Vă mulțumesc! Ne-am întors în direct, stimați telespectatori.